Mircea și Manuela Vatamaniuc sunt astăzi invitați la Vieți Transformate, copii cu minți dintotdeauna, între ghilimele. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Da, bine v-am găsit! Au nevoie și oamenii care nu au păcate mari, care n-au dat în cap nimănui, care n-au spart casa nimănui, care n-au omorât pe nimeni, au nevoie de Dumnezeu? Absolut! Cu siguranță! Așa cum se vede și în viața noastră. Spuneți-ne povestea voastră, poveștile voastre. S-au îngemănat sau au fost fiecare pe drumul lui când l-ați întâlnit pe Domnul? La început fiecare pe drumul lui, bineînțeles, eu sunt din Suceava, Manuel este din Arad și fiecare și-a avut povestea lui până când ne-am întâlnit la București, amândoi studenți. Fiecare cu familia lui, cu frământările. La ce erați studenți la București? Eu eram la teologie pastorală și... Eu la teologie asistență socială. Da. Și în anul 2 ne-am întâlnit și atunci au început poveștile să se împletească, dar până atunci, deși nu ne cunoșteam, au fost momente când ne-am rugat unul pentru celălalt, dar în ceea ce privește experiența cu Dumnezeu, întoarcerea asta a fost o experiență personală a fiecăruia. Începem cu întoarcerea la Dumnezeu sau începem cu căsătoria voastră? Cum v-ați căsătorit? La ofițerul stării și voi. Și voi. Mi-aduc aminte ce ziceam Mircea, că ne rugam unul pentru altul. A existat un moment în clasa nouă, țin minte, când mă rugam intens pentru viitorul meu soț. Nu-l cunoșteam pe Mircea. Nu-l cunoșteam. Eram în clasa nouă, în Arad. El era în Suceava, nu știam unul despre altul. S-ar fi trebuit să fiu în Suceava. Da. Dar foarte interesant, erau trei lucruri pentru care mă rugam în mod deosebit pentru viitorul meu soț. Și-a pierdut mama și Dumnezeu să-l mângâie și să-l întărească prin perioada asta prin care trece. E departe și Dumnezeu să-i poarte de grijă acolo unde îi. Stai un pic. Deci tu te rugai lucrurile astea rugam, fără să știi? Fără să știu. Nu-l cunoșteam. Și chiar a murit mama ta? Da. Da. Și când ne-am cunoscut la București, deci a fost doar o perioadă din viața mea, după care am uitat. Și a treia? Așa. I-a murit mama, da. E departe. E departe și să-l aducă Dumnezeu cu bine acasă. Da. Lucrurile au fost cam într-un an de zile, înainte de Revoluție, în 89, am fugit în Iugoslavia, vreau să ajung în America, m-am întors înapoi, și apoi imediat a murit mama, avea cancer și era o mare frământare în viața mea ce vreau să fac cu viața. America nu reușise. Deci tu nu-l cunoșteai deloc, dar te rugai foarte specific. Da. Și a existat doar o perioadă din viața mea când simțeam lucrurile astea și mă rugam permanent pentru lucrurile astea, după care am uitat. Pur și simplu am uitat și abia când l-am cunoscut pe Mircea, Dumnezeu mi-a adus aminte și am zis, hai să vedem, perioada aia oare asta s-a întâmplat în viața ta, o coincis și așa de frumos Dumnezeu m-a folosit ca să mijlocesc pentru el și m-am bucurat mult. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Isaia. Atunci, versetul acela, eu voi aduce neamul tău înapoi de la răsărit și te voi strânge de la apus. A fost o experiență extraordinară. Nu eram împăcată cu Dumnezeu, nu am făcut legământ cu Domnul, abia în clasa a 12-a m-am botezat. Dar căutam să umblu cu El, căutam să îl cunosc, citeam din Biblie. Și lucrurile astea, experiențele astea m-au apropiat mult de El. Și faptul că am văzut că și în alte rugăciuni, el ascultă, m-a ajutat mult în umblarea mea cu Domnul. Mircea, ce ai zis în momentul când ai auzit că se ruga Manuela pentru tine și ați derulat filmul înapoi și ți-ai dat seama că se păi aveam identifică experiențe exact cu problemele reciproce. Deci, să nu-mi zici că și tu te-ai rugat ceva. Sigur că da. Serios. Da. Deci după ce venisem din Iugoslavia, a venit Revoluția și... trăiam experiența asta a umblării cu Dumnezeu. La mine a fost așa oarecum în etape, cum o să vedem. Atunci a fost un moment când eram la balcon, deci povestea cam așa e un pic luat mai din urmă.
Și am deschis Biblia și am găsit un verset în 1 Ioan: dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Eu eram într-o biserică mare de vreo 300 de oameni și aveam părtășie cu niște oameni în vârstă cu care făceam naveta, dar în rest nu puteam să zic că mă simțeam în inima mea conectat cu comunitatea. Și am zis: Doamne, dacă versetul ăsta e adevărat, ori eu nu umblu în lumină, ori Tu ar trebui să rezolvi problema asta. Și când am ieșit afară din biserică, vine o fată la mine care și-a făcea naveta cu noi și zice: nu vrei să faci parte dintr-un grup? Noi vrem să facem grup de rugăciune. Și începe, cum să zic așa, formarea mea în grupul acesta de rugăciune, ca o etapă. Și tot fata asta vine într-o zi și pune așa șoarcele vor pe vasă și zice: auzi, cred că ar trebui să ne rugăm pentru viitorii noștri parteneri. Nu îi cunoaștem, dar hai să ne rugăm pentru ei. Și toți am zis. Dar ce legătură avea fata? Asta venea cu el, avea niște inițiative. Și atunci am început să mă rog pentru viitorul meu partener, nu știam cine îi, dar am luat propunerea de bună și mi-am însușit-o. Și mai târziu, când am depănat povestea înapoi, Manuel a zis: să știi că eu în perioada aia am avut foarte mare nevoie de rugăciune. Deci nu neapărat a fost ca o chemare lăuntrică să o fac, dar Dumnezeu a dus pe cineva în viața mea care mi-a zis: roagă-te că e nevoie. Ce interesant, da. Ce învățătură trageți voi din experiența asta de rugat unul pentru altul, împinși într-un fel de Duhul lui Dumnezeu sau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Ce concluzii trageți pentru cei care urmăresc această emisiune? E foarte important să asculți șoapta Duhului lui Dumnezeu și dacă îți pune ceva pe inimă, indiferent dacă înțelegi sau nu, să asculți. Am înțeles de-a lungul timpului că cel mai important lucru din partea noastră pentru Dumnezeu e disponibilitatea și ascultarea. Și atunci El ne poate folosi. Poate ne gândim, uite, pe alții folosește într-un mod atât de vizibil, dar faptul că mijlocim și ne rugăm, chiar dacă nu e un lucru care se vede acum, cu siguranță se vede în cer. Da, și vom cunoaște și noi odată impactul care au avut rugăciunile noastre, dacă am ascultat. Care a fost momentul umblării voastre cu Dumnezeu? Când v-ați hotărât? Deci ați crescut într-o familie de credincioși evanghelici. Da. De pocăiți, cum se spune. Da. Dar, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci are fii. Da. Fiecare om, în mod personal, în dreptul lui, trebuie să decidă. Care a fost momentul deciziei voastre și de ce ați avut nevoie să vă pocăiți, la ce a fost nevoie să renunțați? Crescând în familie de pocăiți, un lucru bun care a fost este părinții mei au fost niște creștini normali, în sensul că, nu știu, tata nu a fost în comitet sau nu a fost implicat într-un fel vizibil în biserică, însă el avea un alt spirit. Dacă era nevoie de undeva de ajutat, spunea: hai să mergem să ajutăm. Și în același timp erau niște oameni destul de... Era pe asistență socială. Da. Ca Manuela. Un soi de creștinism, practic. Așa am și moștenit ca familie treaba asta. Și acum la emisiune ai venit, se vede și pe mâinile tale, ai venit de la... ai ajutat pe cineva la... Da. Lucruri practice. La... Da, da. Eu cred că oarecum oamenii au nevoie și de Iisus în salopetă, ca să citesc pe ceva. Un lucru care s-a întâmplat este că, crescând în mediul evanghelic, am avut o sensibilitate a conștiinței față de lucrurile rele. Le identificam și poate că le conștientizam mai bine. Părinții m-au ajutat, de exemplu. Dar le treceați cu vederea lucrurile rele? Mama nu le trecea. Nu, voi. De exemplu. Da, nu, unele... Sunt convins că mama nu le trecea. Da, unele le treceam. Eu aveam o problemă, de exemplu. Aveam mai multe probleme, dar una din problemele mari ale mele din copilărie, pentru că părinții nu-mi dădeau bani de buzunar, eu furam bani de la părinți. Luam sume mici și știam că nu-i bine. Dacă îmi doream ceva, strângeam bani în ghilimele,
că îi strângeam de la tata, din salariul lui tata, și știam că nu-i bine. Deci am ajuns până acolo de am furat 150 de lei. 100 din aia albastră, așa? Nu, 1500 au fost. Ah, era după 1500. Revoluție. Nu, înainte. Tata avea salariul bunicel, avea vreo 4000 de lei. Dar am furat... 1500 din alea roșii, da, așa cum era, da, pe vremea... Da, ce să-mi iau un aparat de fotografiat. Da. Deci am început cu lucruri mici. La început luam câte 10 lei, câte 10 lei și am ajuns să iau suma asta. Nu a mers aparatul. Cine mi-l vânduse mi-a tras o mare țeapă, așa să zic. Era decalibrat, dar trăiam cu conștiința asta că nu e bine. Că nu puteam să mă las. Am ajuns cumva să mă blestem că nu mai fac. Și aveam și alte probleme, asta e una dintre ele, și nu puteam. Deci îmi doream să am o altfel de a fi și nu puteam. Mergeam, de exemplu, la biserică și eram foarte emoționat, așa, și chiar îmi doream să fiu ceea ce spuneau oamenii acolo și nu reușeam să fac treaba asta. Manuela, la tine, care au fost lucrurile la care trebuia să renunți? Îmi aduc aminte teama pe care o trăiam în inima mea atât de puternic și nesiguranța că nu voi ajunge în cer. Mă gândeam, cum pot să scap de frica asta? Mă urmărea. Era și frică de moarte? Pur și simplu. Da. Erau împreună. Aveam eu momentele mele așa mai bune și ziceam, poate dacă acum vine Domnul, poate o să ajung în cer. Dar aveam momente în care mă mai certam și eu cu surorile mele. Simțeam așa o conștiință încărcată, nu eram ok și am zis acum sigur dacă vine Domnul nu o să mă duc în cer. Și gândul ăsta mă urmărea mereu. Am obosit la un moment dat, mă obosea pur și simplu. Și îmi doream așa de mult să-mi clarific lucrurile astea. Și Dumnezeu atât de credincios a fost în viața mea și în privința asta. Eu am terminat liceul creștin, a fost prima promoție, cele două clase, 11 și 12 numai, în Arad, da, prima promoție. Dumnezeu m-a ajutat să intru acolo și știu că am participat la prima mea tabără din viața mea, la Brădețel. Acolo Dumnezeu mi-a vorbit într-un alt fel în care am putut să-L înțeleg. Nu că mental n-am știut lucrurile alea, dar au ajuns la inima mea și am primit siguranța mântuirii, m-am simțit eliberată de teamă, de frică, nu mă mai urmărea, nu mă mai chinuia. Eram conștientă că nu eu voi fi pregătită pentru momentul întâlnirii, ci tot Duhul lui Cel Sfânt va face posibilă ajungerea mea în cer și Domnul Iisus. Și de atunci am mai conștientizat un lucru, că urmează o călătorie. Și asta m-a ajutat foarte mult să-L cunosc diferit pe Dumnezeu. Am avut multe lucruri de corectat în viața mea, chiar despre cunoașterea lui Dumnezeu, pe care le-am auzit și mi le-am însușit. Și citind în Biblie, le descopeream puțin diferit. Și alte și alte lucruri. Care a fost în viața ta? Referitor cu studiul ăsta, unii zic că primul an de căsnicie e foarte important. Pentru noi, perioada de prietenie a fost foarte importantă. Da. Noi nu am simțit ca familie frecușurile. Unii ne-au acuzat că jucăm teatru. Dar noi ne-am reglat oarecum lucrurile ca și convingeri și așteptări în timpul prieteniei. Pentru că studiul ăsta e foarte bine structurat pe domenii. Noi studiam și povesteam împreună ca prieteni despre domeniile respective și ne acordam cumva cu ce zice Biblia. Și cumva ne-am clarificat niște domenii majore ale vieții înainte. Deci, cum se numește studiul? Căsătorie fără regrete. Căsătorie fără regrete, rețineți. Și se poate găsi pe internet. Da, și acum există chiar o variantă pentru cei care urmează să căsătorească. Așa se numește, Într-o zi mă voi căsători. Într-o zi mă voi căsători. Da. Două studii. Două studii, da. Le recomand pentru... Spune cum a fost momentul tău.
Da, la mine, eu am primit o moștenire, s-a treia generație de creștini, să spunem așa, evanghelici. Prima generație, bunicul meu, a fost prizonier în Rusia. Două lucruri m-au impresionat de la prizonier el. Prizonier de război. Da, faptul că a venit, cred că la primul chiar război mondial. Primul război mondial? Faptul că el a venit pe jos din Siberia, din lagăr, și al doilea lucru, pe front... Cred, nu știu cât, mii de kilometri, da, 3, 4, cred că sunt, da. 5.000, nu știu cât. Și al doilea lucru, pe front se îmbolnăveau, nu pe front, în lagăr, se îmbolnăveau oameni de tifos. Războiul a fost un lucru în care a circulat vestea bună, Evanghelia. Și el auzise ceva de Evanghelie, din Evanghelie, și s-a îmbolnăvit și el de tifos și îi duceau pe oameni undeva în izolare și acolo îi lăsau să moară și arunca în groapa cu var. Când a intrat la izolare, o văzut pe unul care îl scotea de picioare afară și a avut așa o imagine de un coșmar, un cap care se bălângânea pe scări și a zis, Doamne, dacă tu mă scap de aici, nu știa de Biblie, spune, o să fac tot ce scrie în cartea aia bătrână. Și asta a fost o moștenire, o valoare a noastră. Omul a venit acasă în sat, s-a dus la preot și a zis, mie să-mi dai cartea aia bătrână, că pe mine m-a scăpat Dumnezeu și am promis că o să fac. Și el a fost primul pocăi din sat. Toată lumea l-a cunoscut ca și l-a respectat ca un om al lui Dumnezeu. Eu la 17 ani m-am dus la biserică, dar nu la biserica care mergeam eu de obicei, să mă întâlnesc cu o colegă să-mi dea orarul pe luni. Că începea școala luni și era 11 ianuarie. Ziua mea și zice predicatorul la început, era un om din America, zice, eu la 17 ani l-am primit pe Domnul. Cine are 17 ani? Toată lumea a ridicat mâna sus. Eu zic, eu am 16, știi, mă uit, aveam ceasul fratelui meu pe mână și mă uit pe mână, azi e ziua mea și am ridicat și-o mână, dar toată lumea a lăsat-o jos și eu m-am simțit așa ca un fel de... Contratimp. Da, contratimp, zic, oh, adolescentul perfect, mă gândesc acum, care totdeauna face clicu mai târziu. Nu știu nimica din predica de atunci, știu doar atât că o citit din Isaia, capitolul 6, când omul lui Dumnezeu stă în templu și zice, vai de mine că sunt față în față cu Dumnezeu. Senzația care am avut-o la urmă a fost că s-a ogolit adunarea când am închis ochii la rugăciune și probabil că a făcut chemare, este că parcă în jurul meu nu era niciun... Era genul de adunare în care dacă aruncai un ac, nu cădea jos, așa de plin era, dar parcă deodată s-a ogolit și am fost eu cu Dumnezeu. Și sentimentul a fost că... Cu toate că era plină de oameni. Da, da. Că am o mare problemă și problema asta e păcatul meu. Dar am fost foarte conștient de două lucruri. Odată că există o iertare care e prin har și al doilea că Dumnezeu are o chemare pentru mine. E o altă istorie asta cu chemarea. Mama se ruga pentru mine de când era însărcinată dacă-s băiat să fiu un vestitor al cuvântului. Da, vorba aia, copiii de aia două urechi, pe urechi se întrește pe alta se iasă. Și eu niciodată n-am luat, bine, te-ai rugat tu, asta e problema ta, dar nu a mea. Deci s-a întâmplat în seara aia că am înțeles că oarecum iertarea asta vine la pachet cu chemarea. Nu mi-a fost greu să accept iertarea, dar mi s-a părut foarte mare responsabilitatea de a lucra cu oamenii. Și spre rușinea mea, cumva le-am refuzat pe amândouă, am zis, Doamne, mie nu-mi trebuie. Dar între timp ai ajuns pastor. Nu, că Dumnezeu a avut răbdare, da, Dumnezeu a avut răbdare cu mine și m-a ajutat să înțeleg lucrurile treptat. Ce se întâmplă după asta este că am avut o perioadă, mergeam la întâlnire de tineret și era cântare de tineret, atunci sfârșitul veacului trăim cu luptă, ură și război, dar fericiți la cer privim și pe mine mă treceau fiori prin șirea spinării, că eu nu eram un păcat cu Dumnezeu. Voi cântați amândoi? Nu, nu. Nu? Cu vocea? Nu. Să cântați o strofă din cântare? Nu-i cazul. Cântăm în comun, dar... Cântăm cu congregația, așa, okay. Cu adunarea, dar nu, așa, nu suntem. Solo nu suntem. Din fericire, n-avem și slujirea asta, că face prea mult. Așa. Și știam că mai am problema asta de rezolvat. Ce m-a ajutat Dumnezeu să înțeleg sau poate ce a fost revelarea, a doua problema mea, că nu mi-era greu să accept iertarea, a fost să înțeleg că Dumnezeu de fapt mă cheamă să fac lucrarea nu cu înțelepciunea și resursele mele, ci cu înțelepciunea și resursele Lui.
că eu mă gândeam așa, mă, strici o mașină, mai poți repara, dar dacă ai dat un răspuns greșit la un om și ai îndrumat greșit, pentru eternitate pierdut. Și mi se părea foarte mare responsabilitate vis-a-vis de treaba asta. Un alt moment a fost atunci la balcon, când... La balconul bisericii. La balconul bisericii. Eu mă refugiasem la balcon ca să fiu și o îngașca celor care chicotesc și fac mișto și așa, se detașează cumva de viața bisericii. Nu a fost o etapă prea bună, cam adolescentin, așa. Dar Dumnezeu s-o folosește de perioada asta și grupul acesta de rugăciune, bine, am făcut și misiune și studiu biblic, a fost un grup în care eu am început să cresc ca lider. Că ei au zis, tu ești un băiat mai mare ca noi toți, ai ceva stofă în tine, tu o să fii liderul nostru. Eu lider, am zis, nu se poate. Tău zice, lasă că te ajutăm noi. Și m-a ajutat, într-adevăr. N-aveam eu toate inițiativele, așa cum am spus, uite și treaba asta cu rugăciunea, dar am fost deschis la de a colabora împreună. 4 minute mai avem din emisiune. Ce sfat aveți pentru cei care urmăresc această emisiune? Viața cu Dumnezeu vis-a-vis de, sau nu vis-a-vis, în opoziție de viața din lume. Ce sfat aveți pentru cei care, cărora viața cu Dumnezeu li se pare închisă, lipsită de plăceri, de bucurii, de o viață fără viață? Păi n-are cum să fie închisă. Gândește că Dumnezeu e infinit. Cum poate prietenia cu cineva care e o persoană infinită în valențe și în resurse să-ți limiteze viața? Din contră, așa se spune. Ți-o nelimitează, dacă vrei așa. Într-adevăr, sunt niște limite care Dumnezeu le pune în viața noastră, dar spre protecția noastră. Personal am văzut colegi de liceu care ori sărit limitele astea. M-am întâlnit cu o colegă care m-a speriat, ea era așa de îmbătrânită după doar câțiva ani, după ce ne-am despărțit în clasa 12-a și mi-a părut așa de rău de ea. Colegi de-ai mei care acum îi mai văd pe Facebook sau vecini, parcă prematur trecuți din viață și sunt de o vârstă cu mine. Eu consider că Dumnezeu nu mi-a limitat viața, ci în timp împotrivă mi-a deschis o ușă spre o altă lume și spre o altă perspectivă. Manuela? Cred că gândeam și eu la un moment dat așa. Dar după ce îl cunoști pe Dumnezeu, ți se schimbă perspectiva. Înțelegi că Dumnezeu e nelimitat în resurse și creează lucrurile pentru noi mult diferit atunci când îl cunoaștem și umblăm cu el decât atunci când nu l-am cunoaște și am trăit viața așa cum ne-ar place nouă. Și în plus de asta, suntem protejați de foarte multe lucruri. Umblăm în lume, trăim în lume, dar cu altă perspectivă. Foarte bine spus. Umblăm în lume și trăim în lume, dar cu altă perspectivă. Da. La final aș vrea să încheiem cu rugăciune. Mai avem 2 minute. Dacă vreți să încheiem cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, da, ceva special, și cei care doresc să se unească în această rugăciune, îi invităm. Fiecare dintre voi cu câte rugăciune. Tată, îți mulțumesc așa de mult că înainte de a te cunoaște noi pe tine, tu ne-ai ales, te-ai apropiat de noi într-un mod unic ca să te cunoaștem și să facem alegerile corecte în viața noastră. Te rog așa de mult să binecuvintezi pe fiecare care ascultă această emisiune cu o viață transformată și cu o umblare încredincioșie împreună cu tine. Îți mulțumim că dragostea ta este infinită și ne iubești cu o dragoste veșnică pe fiecare. Amin. Tată, din ceruri, eu vreau să mă rog pentru cei care, ascultând această emisiune, sunt poate cuprinși de îndoială cu privire la destinul lor veșnic sau trăiesc frica de moarte. Mă rog pentru ei ca tu să le vorbești într-un mod personal, să-i eliberezi. Mă rog pentru cei care trăiesc, Doamne, poate așteptarea
cunoaștere unui partener, mă rog ca să experimenteze călăuzirea ta și purtarea ta de grijă și în acest domeniu. Îți mulțumim că tu poți face mai mult decât putem noi gândi sau cere. Mă rog ca ei să te cunoască pe tine și puterea învierii tale și să fie gata să se identifice cu tine, Doamne, în cele mai mici detalii ale vieții. Te lăudăm și binecuvântăm numele Tău. Amin. 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 Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Mircea și Manuela Vatamaniuc. Aș încheia cu aceste cuvinte din rugăciune. Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât poți tu să gândești pentru tine. Cheamă-L în viața ta. Dumnezeu să te binecuvânteze.